păreri în spațiu public, inclusiv domnul Cutor a acuzat întârzierea acestor lucrări, uitând faptul că dumnealui a fost primar și 4 ani de zile nu s-a întâmplat nimic la Teatrul Mihai Eminescu. Ei bine, am organizat licitații atunci când am preluat acest mandat și încercăm să atribuim aceste lucrări și lansez o întrebare în spațiul public, pentru că am văzut că a ridicat acest subiect. Ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani de zile la Teatrul Mihai Eminescu? Sau de ce nu s-a proiectat Teatrul Mihai Eminescu cu această consolidare? Și am ajuns astăzi încât botoșenii să se întrebe dacă nu putem construi de la zero un teatru în municipiul Botoșani cu acești bani. Bineînțeles că am putea construi, nu unul, poate două, dar suntem constrânși să reabilităm un obiectiv istoric care are specificul său, lucrări destul de complicate din partea unor firme care au certificări în domeniu. Deci nu oricine poate reabilita Teatrul Mihai Eminescu. Și lucrările pentru un obiectiv cum este acesta, monument istoric, sunt mai costisitoare decât o construcție de la zero.